Craiovenii vor avea apă de izvor la robinet grație celui mai mare proiect din Europa realizat pe fonduri europene. Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, punctează din nou. La 58 de ani de la inaugurarea actualei conducte de aducțiune a apei potabile Izvarna Craiova, realizată în perioada anilor 1963-1966 și cu durata de viață depășită, craiovenii vor fi de anul viitor beneficiarii unei investiții mamut. Este vorba despre firul 2 de aducțiune Izvarna Craiova, componentă majoră a celui mai mare proiect pe fonduri europene. Pornind de la poalele munților Vâlcan din județul Gorj, acest nou fir va aduce apă de munte de cea mai bună calitate în municipiul Craiova, printr-o conductă cu o lungime de peste 123 de kilometri, printr-un material garantat timp de 100 de ani. Lucrările la firul 2 de aducțiune Izvarna Craiova însumează peste 117 milioane de euro și sunt parte a proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dolj, fiind cel mai mare de acest gen din Europa. Se vizează reabilitarea 27,4 kilometri de conductă și construirea altor 96,4 kilometri, precum și amenajarea incintei de captare Izvarna și o stație nouă de hipoclorit. Mai exact, va fi asigurată astfel apa potabilă de munte de cea mai bună calitate pentru municipiul Craiova și alte 6 localități din Dolj.